Sunt puține asistente pe secția de urgență și la Petroșani, unde a existat primul focar din județul Hunedoara, se lucrează cu greu. Două secții au fost afectate, iar conducerea spitalului spune că încă reușește să facă față, dar că au fost nevoiți să relocheze personal și de pe alte secții. La ora actuală, cu excepția două secții, neurologie și urgență, ne descurcăm acceptabil cu personalul. La neurologie situația este cunoscută, nu avem personal și ca atare secția este închisă, iar la urgență facem eforturi de a menține funcționalitatea acestei secții prin luarea de personal de pe alte secții. La spitalul din Petroșani a fost montat de duminică un cort ALISU pentru eventualitatea trierii pacienților cu COVID, acesta fiind locul în care vor ajunge în fază inițială. În plus, medicii de aici vorbesc și despre scenariul potrivit căruia am avea nevoie de cele 5 aparate de ventilație pentru care s-au alocat bani de la primăria municipiului Petroșani, dar și despre achiziții de ultim moment absolut necesare. La ora actuală, nevoia majoră este de materialele de dezinfecție, de materialele de protecție și autoprotecție ale personalului, respectiv mănuși, măscuțe, costumele acelea pentru suspecții de COVID. Acestea sunt urgențele majore. După aceea vine în discuție sau poate fi pusă în discuție partea de aparatură, cum sunt și aparatele de ventilație mecanică, ce ar urma să susțină acei pacienți cu probleme respiratorii dacă vom ajunge să tratăm posibil pe scenariul 2 mai avansat sau pe scenariul 3 mai avansat sau pe scenariul 4. Până luni la prânz, în țara noastră erau 159 de cazuri confirmate cu COVID-19, iar 19 au fost confirmate în prima zi a acestei săptămâni. Cazul din Hunedoara este al fiicei primarului Oancea din Deva și el confirmat pozitiv încă de săptămâna trecută. Pacienții nou depistați au între 19 și 54 de ani și în mare parte s-au întors din Italia, Germania sau Austria. Bolnavii sunt internați în spitale din Timișoara, Craiova, Cluj, București și Constanța și sub supraveghere medicală de specialitate. În carantină în țara noastră sunt 3.008 persoane, iar alte 15.546 de persoane sunt izolate la domiciliu. Numai puțin de 36 de dosare penale au fost întocmite până acum, iar oamenii sunt cercetați că au zădărnicit combaterea bolii.